Vă felicit că sunteți aici, că ați avut puterea să vă ridicați pentru o cauză atât de nobilă și atât de puternică. Am 44 de ani, când aveam 20 de ani am rămas însărcinată cu fetița mea, care acum este studentă la Paris, își termină studiile în finanțe și am trăit această criză de sarcină. Împotriva mea s-a ridicat un val de negativism împotriva mea și a soțului meu, pe care nu l-am mai simțit niciodată de atunci în viața mea. Și vreau să vă spun că această criză este reală. O singură voce, dacă se ridică împotriva acelui val, îi ia toată puterea. O singură voce, dacă își păstrează claritatea și optimismul, salvează o viață. Din fericire, vocea aia a existat pentru mine și de atunci fac și eu exercițiul ăsta pentru tot restul vieții mele, de câte ori pot. Vorbesc pentru viață. S-au mai născut în familia mea încă 5 copii, 3 au plecat deja la studii, 2 au plecat deja la studii, al treilea urmează să plece. Am început să fac coaching, am făcut coaching pentru oameni de afaceri, am făcut coaching pentru viață și am început să fac coaching cu părinții, pentru că am descoperit că meseria asta a coachingului se potrivește perfect cu cererile părinților din ziua de astăzi. Și descoperirile mele sunt că în primul și în primul rând trebuie să învățăm să fim părinți buni, să creăm acasă un mediu extraordinar de plin de bunătate, înțelegere, înțelepciune, echilibru, dragoste pentru copii. Dacă noi reușim treaba asta, ei vor ști să replice în propriile lor vieți acest mediu pe care l-au avut acasă și în al doilea rând vor ști să se reconecteze cu el. Și când vor crește, vor vrea să-și viziteze părinții și să fie alături de părinților. Al doilea lucru, după ce ești părinte bun, poți să devii părinte performant. Pentru că am descoperit că, într-adevăr, să fii bucuros, fericit, împlinit, să-ți atingi obiectivele, să fii proactiv, e o chestiune de decizie. Ne aparține nouă răspunderea vieții noastre. Noi suntem cei care decidem dacă suntem sau nu fericiți, dacă suntem sau nu împliniți. Acționând constant în sensul în care vrem să meargă viața noastră, noi putem să dăm exemplu acesta copiilor noștri, să ne dezvoltăm personal, permanent și ei vor veni după noi. Să nu le vorbim din frică, din blocaj, din îndoială și ei vor fi capabili să-și atingă absolut toate țintele și toate obiectivele lor. Vreau să vă spun că Pavel, fiul meu, a intrat în Liga Studenților Români din străinătate, el este student în Philadelphia. A fost și ca internațional în Japonia și mi-a spus: mami, sunt foarte mulți copii români care vor să se întoarcă înapoi în țară. Copiii români astăzi au șansa să studieze oriunde în lume. Nu există universitate mare pe fața pământului care să nu dea deja burse extraordinar de mari copiilor români. Este o șansă și trebuie să o vedem ca atare. Dacă era mândri că Eminescu a studiat la Viena, imaginați-vă că acum practic orice familie își poate trimite copilul la studii. Românii sunt extraordinar de bine văzuți și noi trebuie să începem să credem chestia asta despre noi. Pavel a fost ca internațional în Japonia și acolo a mărturisit atât de tare despre țara lui încât a convins japonez să vină să studieze în România. Prin urmare, la masa de Paști voi avea un student japonez din Kyoto invitat, care este deja în România și spune: băi, Pavel, aveți o țară extraordinară. Românii sunt buni și în comparație cu japonezii care sunt buni numai cu oamenii pe care îi cunosc, voi românii sunteți buni cu toată lumea. Mesajul meu este de încredere, trebuie să avem încredere în copiii noștri, sunt extraordinar de pregătiți să facă față. Noi trebuie să iubim și să ne depășim și noi tot timpul toate temerile, toate fricile, toate, pentru că nu sunt justificate. Trăim într-o țară care ne oferă tot suportul în momentul ăsta și pot să spun că eu am simțit treaba asta și mai ales ajutorul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și vă doresc succes